Tom și Jerry, Marea Paradă. Era cea mai mare paradă pe care o văzuse orașul. Muzicanți, dansatori, care alegorice, baloane, panglici, și o mulțime de oameni de-a lungul drumului. Dar înainte ca ziua să se sfârșească, orașul avea să aibă parte de o întâmplare ce îi depășea cu mult așteptările, o uimitoare surpriză pe care nimeni nu și-ar fi imaginat-o vreodată. Tom și Jerry, țanțoși, îmbrăcați în uniforme albastre cu auriu, cu nasturi strălucitori de alamă, erau muzicanți în fanfară. Tom cânta la flaut și Jerry, da, Jerry, micuțul șoarece neast împărat, cânta la o tubă uriașă. Tu, 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 era sunetul delicat pe care îl scotea pisica cea mare și bum, 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 bum era zgomotul infernal ce ieșea din tuba monstruoasă a micuțului Jerry. Dându-și seama că era pus în umbră de un șoricel, Tom îi puse piedică lui Jerry, făcându-l să cadă cu nasul pe asfalt. Zbang, buf, dong! fură zgomotele pe care le scoase tuba izbindu-se de pământ. Furios, Jerry făcu un salt și smulse flautul din mâna pisicii. Încetat imediat, le strigă din față dirijorul fanfarei, în timp ce Jerry o luă la goană cu instrumentul lui Tom. Tom alergă printre participanții la paradă, urmărindu-l pe șoricelul care fugea. Stop! Stop!" am spus. Stop! Strigă dirijorul și, în cele din urmă, cei doi vine vinovați ascultară. Când toate acestea se petreceau pe strada principală, altceva avea loc imediat după colț. Banda mapei Maxi, alcătuită din Mapi Miurei și fratele lui Maxi, tocmai fura un milion de dolari din seiful primei bănci internaționale. Cum banca era închisă din cauza paradei, hoții au spart seiful și l-au golit de bani. Au îndesat toți banii în pânia unei tube, plănuind să se alăture paradei ca muzicanți. Credeau că era cel mai inteligent plan care fusese pus la cale vreodată. Cei doi tâlhari, purtând tuba plină cu bani și un flaut vechi și ruginit, o porniră pe stradă, îndreptându-se spre drumul marei parade. Îmbrăcați în uniforme albastre cu auriu, identice cu cele ale celor din fanfară, erau siguri că se vor face nevăzuți în mulțime. – Sigur nu vrei să dupi eu tuba? – întrebă Mopei. Am cărat odată o tubă pentru un amic. Nu pe aceasta, rosti scurt Mexi, fiind sigur că, dacă ar fi cărat tuba, Maopi ar fi plecat din oraș, iar toți banii ar fi ajuns în buzunarele lui. Ajuns la colț, Mexi se uită de-a lungul străzii. O, făcu el către fratele său, Parada se oprise de tot. Urmărirea nebună dintre Tom și Jerry prin paradă întrerupsese marșul, astfel că toți membrii fanfarei trebuiră să ia o pauză. Ce facem acum?" întrebă nervos Mopi. Ce facem acum?" râse Mexi. Păi este perfect! Ne alăturăm mulțimii!" Afișând niște zâmbete largi, cei doi jefuitori ai băncii o porniră pe stradă și se așezară lângă Tom și Jerry. Mexi își sprijini tuba de gard, apoi, bătându-l pe umăr pe fratele său, îi spuse... Să nu pierdem din ochi tuba, mopii! Cine știe ce pungași mizerabil se învârtesc pe aici?" Hmm, gândit om în timp ce schimba tuba lui Jerry cu cea a lui Mexi pentru a-i face o farsă lui Jerry. Lui Jerry tuba îi se păru mult mai grea decât își amintea el că ar fi tuba lui. O sprijini de zid și imediat ce făcu asta se auzi vocea dirijorului fanfarei. Fiecare la locul lui! Este timpul să reîncepem parada! Când Jerry își luă tuba, care de fapt nu era a lui, fu și mai uluit decât Tom, văzând cât de grea era. Era ca și cum cineva ar fi îndesat un milion de dolari în gura tubei. Și chiar așa era. Când a apucă tuba, nu-i veni să creadă cât de ușoară era. Ori am devenit eu mai puternic cărând tuba asta, lumii el, ori cineva a furat milionul de dolari din ea. Cei doi făcură un schimb de priviri și imediat se uitară în pâlnia tubei. Au dispărut!" țipă Mexi. Până la ultimul dolar! Ți-am zis eu că ar putea fi un hot în mulțime! Poate chiar doi!" spuse furios Mopi. Parada deja începuse, mărșăluind ordonat spre cei doi frați. Observară că Jerry se chinuia să-și care tuba. Tom se afla lângă el, râzând și suflând în flaut, direct în urechea șoricelului. Poate sunt tipii ăștia doi," zise Mopi. E singura tubă de pe aici, iar șoricelul abia o poate ridica." Își făcură loc prin mulțime spre Jerry, aruncară o privire în pâlnia tubei și văzură banii. El ne-a furat milionul de dolari," strigă Mexi. Mopi îl împinse pe Tom din drum, în timp ce Mexi încerca să smulgă tuba de la Jerry, care refuza din toate puterile să-i dea drumul. Cei doi hoci o luară la fugă pe o stradă lătular, lăturalnică, cu Jerry agățat încă de tubă, dar Tom era în spatele lor, urmărindu-i furios. Nimeni nu putea să-i fure șoarecele și să scape. Cei doi frați se strecurară într-o clădire de birouri pentru a se ascunde. Fără știrea lor, Jerry se suise pe pânia tubei și descoperise banii, dându-și seama că cei ce-l răpiseră erau jefuitorii băncii. Se ascunse repede sub bagnote și rămase nemișcat. Tom dădu buzna în clădire, făcând o gălăgie fără margini. Trebuie să închidem gura tipului ăsta," spuse Mopi, înainte să ne demaște. După ce sprijiniră tuba de perete, cei doi frați se repeziră către pisică. Ger ieși din tubă și puse repede gura pe muștiuc, suflă în el așa cum niciodată nu o mai făcuse și bagnotele zburară în aer de-a lungul holului, lovindu-i pe cei doi hoți și trântindu-i la pământ, ceea ce îl salvă pe Tom tâlharii se străduiră disperat să adune banii împrăștiați, dar poliția sosi și îi încătușă. După returnarea banilor către bancă, Jerry a fost declarat erou, fiind desemnat conducătorul marii parade, în ciuda lui Tom, care se văzu nevoit să mărșăluiască fix în spatele lui. Jerry, în toată gloria sa, nu putea fi mai fericit. Pe de altă parte, Tom nu putea crede că șoarecele ratase șansa de a avea un milion de dolari, chiar din pâlnia tubei sale. Abia aștept următoarea poveste? Abonează-te la canalul de YouTube Totul este posibil pentru a primi o notificare când publicăm noile episoade. Noapte bună, copii!